profetul Isaia, capitolul 9, versetul 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume, această încarnare a cuvântului care a creat universul, a Dumnezeului atotputernic, care a devenit om ca noi, carne din carnea noastră, os din oasele noastre, cum spunea profetul, a fost prevestită de profeții Vechiului Testament. Unul dintre profeții Vechiului Testament, Isaia, dă foarte multe detalii despre venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. De exemplu, în capitolul 7, la versetul 14, profetul Isaia spunea astfel: De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. De fapt, pentru asta a venit Dumnezeu, să fie cu noi, să fie în mijlocul nostru. Atât de multă mângâiere conține afirmația aceasta, Emanuel, numele acesta lui Hristos. El este cu noi. Nu suntem singuri. Din momentul acesta nu mai suntem singuri. Dumnezeu a venit să locuiască împreună cu noi. Unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri pentru ființa umană este singurătatea. Dacă nu mă credeți, așteptați până când o să plece copiii, până să rămâne singur sau singură, până să fiți bătrâni. Întrebați-i pe bătrâne din casele dumneavoastră de bătrâni și să vedeți dacă nu se simt singuri. Singurătatea este înfiorătoare, este teribilă. Dar umanitatea n-a mai fost singură din momentul în care Creatorul a venit la noi, a coborât la noi. N-a mai fost singuri. Nu ne putem imagina universul acesta cât e de uriaș, dar este, ieșiți într-o seară în curte și în cerul acesta înstelat al Arizonei, priviți cât puteți mai departe. Nu putem să privim prea departe. Dar este suficient să ne înspăimântăm cât de vast, cât de uriaș, cât de fără de sfârșit este acest univers în care noi trăim. Și să te simt singur într-un asemenea univers. Joe Boxa spunea într-una dintre prozele sale scurte că într-o zi a auzit un pocne de armă. Spunea un pocne din acela de armă insolit, în câmpia întinsă. Un pocnet de armă care, așa cum apare brusc, se stinge brusc. Și spunea el, oare existența mea în lume, a umanității, atâta să fie un pocnet de armă insolit în acest univers? Să facem gălăcie pe fața acestui pământ pentru 70-80 de ani și pe urmă să dispărăm, să nu mai știe nimeni de noi? Asta este soarta noastră. Să ne zvârcolim pe fața acestei planete rostogolitoare în univers până când o mână de nebun apasă un buton roșu, nu? Și ne facem toți în țăndări pentru asta? Este îngrozitor să te simți singur în univers. Dar Dumnezeu a venit să locuiască împreună cu noi, să nu mai fim singuri. Mi-era frică de întuneric când eram copil. Uneori trebuia să mă duc seara, ce știu eu, la cooperativa din sat să cumpăr hibrite, să aprindă mama lampa, ce știu eu, petrol. Asta cumpăram, petrol, hibrite și cam atât, nu? Sare. Asta cumpăra țăranul, restul nu avea de toate. Doamne, fără câte multe lucruri puteam ne trăi altădată. Și mi-era frică să mă duc pe întuneric.
Bunicul însă știa foarte bine cum să spună, pună lucrurile. Zice, lasă că vin eu să te petrec, te aștept eu aici, în uliță. Știam că nu mai sunt singur, este cineva care mă așteaptă. În acest univers nu mai suntem singuri, pentru că Dumnezeu a venit să fie cu noi. El este Emanuel. În călătoria aceasta prin viață, nu suntem singuri. Moise trebuia să plece din Egipt în fruntea unui popor de țărani, făceau cărămizi. Trebuia să-i conducă în războaie, trebuia să construiască o țară cu ei. Și Moise a zis, Doamne, dacă nu vii cu noi, eu nu mă mișc de aici. Dacă tu nu vii cu noi, eu nu plec. Și Dumnezeu s-a dus cu ei. Este extraordinar să știi că Dumnezeu este cu tine. În călătoria aceasta a vieții, să capeți lumină, să capeți călăuzire, să știi încotro să o iai, să știi ce decizie să iei, la ce curbă să o iei, la stânga sau la dreapta, să ai o călăuză, Dumnezeu să fie cu tine, să ai de cine întreba. Nu-i așa? Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Ai nevoie de El și avem nevoie de El în luptele noastre de fiecare zi. Gândiți-vă la Israel. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost cu ei, și David spune atât de frumos, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ne-ar fi mâncat de vii. Și Doamne mari și mulți erau dușmanii poporului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu era cu ei. Nu mai erau singuri în fața filistenilor, în fața tuturor dușmanilor, asirienilor, a babilonienilor. Cine a venit, Dumnezeu a fost cu ei. Uneori îl trimiteau pe Dumnezeu la luptă prima dată, cu chivotul în față porneau la război. Până și dușmanii știau, zice, va fi nenorocire, Dumnezeul lor e puternic, e cu ei, e în fața lor. Când l-au chemat pe Balaam să prorocească și să blesteme poporul lui Dumnezeu, Balac știa foarte clar, zice, ăștia au un Dumnezeu foarte mare, ăștia unde vin e nenorocire, vin o să mă ajuți. Avem nevoie de Dumnezeu în luptele vieții, în războaiele care trebuie să le ducem. Nu putem singuri, El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și apoi va veni o zi când vom pleca dincolo, în lumea Lui. Și atunci avem mai mare nevoie de El. Poetul Vasile Voiculescu spunea atât de extraordinar, zice, Doamne, în clipele acelea, pe lângă albul înger cu aripa de gheață, te rog din suflet, Doamne, să fii și Tu de față. Vreau să fii și Tu cu sângele Tău, cu jertfa de la cruce. Billy Graham spunea, când am să mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu din ceruri, când am să trec dincolo, n-am să pot să spun, vine Billy Graham, nu? Care a predicat la milioane de oameni. O să spun, vine un păcătos pentru care Iisus Hristos a murit la cruce. El este Emanuel. Avem nevoie de El pentru marea trecere. Când vom trece dincolo și trecerea va fi ușoară, pentru că nu o să fim singuri, El este cu noi. Este foarte interesant că și numele care le pomenește Isaia, pe care le va avea Emanuel, care va veni la noi, pruncul care s-a născut, copilul care ni s-a dat, așa, El este numit Sfetnic Minunat, pentru că avem nevoie de înțelepciunea Lui și de călăuzirea Lui în viață. Ce ne-am face fără El? Ce ne-am face fără El? Și titlurile Lui de glorie pe care le primește sunt de fapt reflexia nevoilor noastre. El a venit sfetnicul să ne sfătuiască în drumul spre cer. El este așa cum se spune Iacov, nu i-a crezut pe copiii lui când au venit din Egipt și au spus, Iosif trăiește, Iosif trăiește, este mai mare le țării, primul ministru, lângă faraon. Nu i-a crezut. Până când Iosif a trimis carele lui faraon să-l ia pe tata
să-l ducă. Și atunci bătrânul Iacov a zis, fiul meu trăiește, fiul meu trăiește. Mi-a trimis carele să mă duc la el. Hristos a venit în lumea noastră să ne călăuzească spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu am putea. El este calea. Într-o zi a spus unui dintre apostoli, de atâta timp sunt cu voi, nu mă cunoașteți. Eu sunt calea. Eu sunt calea, adevărul și viața. Doamne, a zis apostolul, cum o să ajungem? Cum o să știm noi unde te duci? Nu știm unde te duci. Nu știm calea într-acolo. Și spus, Domnul a spus, eu sunt calea. Eu am venit să vă arăt calea spre cerul. Nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine. El a venit să ne ia de mână, să ne ducă în cerul. El este sfetnicul minunat, călăuza minunată pe care a trimis-o Dumnezeu, să ne ia de aici, să ne ducă în ceruri. Apoi Sfânta Scriptură spune că El este Dumnezeu tare, Dumnezeu tare. În toate greutățile vieții noastre avem nevoie de un Dumnezeu tare să ne ajute, un Dumnezeu puternic, nu-i așa? Și titlul ăsta este pus în slujba noastră, să ne asigure că indiferent cât de mari sunt dificultățile, cât de mari sunt poverile, cât de multe sunt luptele, cât de puternici sunt dușmanii, El este Dumnezeul tare care este alături de noi. Și dacă El este cu noi, sunt mai mulți cu noi decât sunt împotriva noastră. Cu El suntem mai mult decât biruitori. Pentru că Domnul este Dumnezeu puternic care este cu noi, Emanuel. Cu noi este Dumnezeul puternic. De aceea vom birui până la capăt. Cel de-al treilea titlu pe care îl are Emanuel este Părintele Veșnicilor. Părintele Veșnicilor. Tatăl, Father, Tatăl Eternității, Cel care a născut eternitatea, veșnicia. Vrem sau nu vrem, într-o zi vom cunoaște moartea, vom trece prin ea spre eternitate. Și este atât de încurajator și atâta mângâiere să știm că Emanuel este Părintele Veșnicilor. Vlahuță spunea că el nu se teme de moarte, ci de veșnicia ei. Se teme de veșnicia morții. Noi nu ne temem de veșnicia morții pentru că Părintele Veșniciei este Dumnezeu, este Emanuel, care va fi cu noi și în eternitate. Și apoi fiecare ființă umană are nevoie de reconciliere cu Dumnezeu. El este Domn al Păcii, Domn al Păcii. El a primit din partea lui Dumnezeu această slujbă de împăcare cu Tatăl și a venit să ne împace cu Dumnezeu prin jertfa sa de la cruce. La cruce s-a întâmplat lucrul cel mai extraordinar pentru că Dumnezeu a reconciliat dragostea cu dreptatea Lui. Dreptatea lui Dumnezeu cerea moarte pentru păcătos. Pentru păcatele noastre, plata era moartea. Dragostea lui Dumnezeu cerea iertare pentru noi ca și creația Lui. Și atunci Dumnezeu, împăcând dreptatea cu dragostea, L-a sacrificat pe Emanuel, pe Dumnezeu care a venit să fie împreună cu noi. Ce mare tragedie, nu L-am cunoscut din prima zi când a venit pe paiele unui grajd. Nu L-am recunoscut în casa unor oameni săraci. Nu L-am recunoscut în fața mulțimilor, printre 12 pescari simpli. Nu L-am recunoscut după învățăturile Lui, nu L-am recunoscut după minunile Lui. Le-am explicat, we explain them away, cum spun americanii, le-am alungat cu o explicație. Dar nu L-am cunoscut nici măcar la cruce, când a murit pentru păcatele noastre. Și așa de puțin L-a cunoscut la cruce, nu-i așa? Un soldat roman, un strămoș de-a nostru. Deși acum sunt niște istorici care spun că noi suntem strămoșii lor. Doesn't matter la ora actuală care a cui e. Dar ar fi interesant, nu o să fim și noi strămoși cuiva. Mai ales așa de soi, să fim strămoșii unui imperiu, nu? Imperiul roman. Cred că mândria noastră românească ar fi foarte bine gâdilată cu asemenea chestiune. Dar
strămoșul ăsta sau, eu știu, nepotul ăsta nostru, sutașul roman, a zis, într-adevăr, ăsta era Fiul lui Dumnezeu, ăsta l-a recunoscut. L-a recunoscut după cum moare. Murea pentru creația lui, murea Dumnezeu pentru creația sa. Ne spăla păcatele prin sângele lui. Ne ierta murind pentru păcatele noastre. L-a auzit cum a spus, iartă-i că ei nu știu ce fac. Nu l-am recunoscut. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Azi noapte, în ultima vreme, am nopți în care nu dorm. Mă gândeam, Doamne, această naștere din Fecioară, am început să gândesc și eu acum în Ginerește, mai ales noaptea, mă gândeam așa, Dumnezeu a venit și a modificat codul nostru genetic, nu? Este ceva din Dumnezeu în moștenirea aceasta care vine de la Maria. Avem ceva gene, trebuie să le căutăm. Savanții ăștia trebuie să puce de lucru, Domnule, să le caute genele lui Hristos care a venit în lumea noastră, lui Dumnezeu care s-a întrupat în noi. Dumnezeu a alterat în bine rasa umană prin această infuzie de material genetic ceresc prin Hristos care a venit în lumea noastră. Ce să bănuiesc că, eu știu, cei care îl primesc pe Hristos mai ușor sunt aia care au ceva gene. Cei care nu le au, mai greu, nu știu. După prostia lui ăla cu holograma, puteți să o luați și pe a mea. Teoria asta, nu? Cine știe la ce mai ne duce știința de astăzi, nu? Dacă explică ăștia că sunt homosexual, că ăștia au niște gene care se nasc așa, nu? Poate și noi creștinii suntem niște, avem niște gene care ne naștem așa. Alții au gene musulmane. Speculațiile astea pot să meargă la nesfârșit. Mintea umană nu se astâmpără deloc să le caute. Curiozitatea noastră, nu? Interesul nostru pentru insolit. Dar este ceva extraordinar ce s-a întâmplat. În trupul Mariei s-a născut ceva care nu e de lumea asta, care nu e de pe această planetă. A venit ceva din Dumnezeu în lumea noastră și s-a născut prin Maria Fiul lui Dumnezeu să fie asemenea nouă. Ca să fie Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat din om adevărat. S-a întâmplat lucrul ăsta la Crăciun, la naștere. De aceea, la sărbătoarea aceasta, nu vă lăsați, vă rog, păcăliți de ambalaje, de sărbătoare, de reclamă. Păstrați minunea Crăciunului, care este Hristos, care a venit să fie asemenea nouă, Emanuel, să fie cu noi. Să fie cu noi în singurătatea noastră, în luptele noastre, în spaima noastră de moarte. Să fie călăuză spre veșnicie prin acest sfetnic minunat care este El. Să ne fie sprijin și ajutor în greutățile vieții, Dumnezeul puternic, tare, Dumnezeu tare. Îmi place cuvântul ăsta, e foarte la mod în România. Mașinile sunt tari, tot e tare. Dumnezeu este tare, este puternic, Dumnezeu tot puternic. Când vin necazurile, adu-ți aminte de astea, este cineva mai mare decât ele? Când vin problemele, cineva este mai mare decât ele? Când vin bolile, cineva este mai mare decât ele? Când vine moartea, este cineva mai mare decât ea? Și ăsta este Dumnezeul cel puternic, Emanuel, și ăsta e cu noi. La Revoluție a fost în România așa o mângâiere extraordinară și un curaj extraordinar la toți tinerii și toți românii. Armata e cu noi. Nu? Ați auzit? Armata e cu noi. Wow! Dintr-o dată românul ăla, fără nimic în mâini, în fața armelor, în fața gloanțelor,
aflat vestea asta că tancurile nu sunt împotriva lor, ci cu ei. Au urcat pe tancuri, nu-i așa? S-a întâmplat o schimbare majoră în țară pentru că armata era cu noi. Cred că s-ar întâmpla lucruri fantastice în această lume dacă am descoperit că Dumnezeu este cu noi. Și am crede asta, nu este așa? Am confruntat răul. Discutam cu o soție astăzi, deschis televizor și era un ceva film cu Robert Redford, nu? Acest rebel fără cauză. Cred că e comunist, socialist, potriva tuturor, revoltat pe nedreptatea din lumea asta. Și a zis, băi, fariseu ăsta, dacă l-aș prinde acum, aș zice, mă, pune milioanele alea care le-ai câștigat la îndemâna săracilor, de care plângi, de mila cărora plângi, nu? Dar tu ești revoltat că nu-i ajută alții pe nenorociți, nu? Că e atâta nedreptate în lumea asta, ești revoltat, plin de bani, putre de bogat, nu? Iar revoltat împotriva nedreptății din lume. Păi fă ceva dreptate, man, cu banii care ai, nu? Pune-i la bătaie. Du-te la Walmart, ca și bogatul ăla de săptămâna asta, care s-a dus și a plătit $10,000 layout, nu? Să duce o văduvă săracă cu câțiva copii, îi pune deoparte niște lucrușoare care are nevoie pentru viața ei de fiecare zi, și nu poate să le ia până o să le plătească. Și se duce și săptămâna asta și aia altă, mai dă $10 și mai dă $10 și într-o zi când le plătește pe toate, le poate duce acasă. Și s-a dus un om bogat, care nu îl chema Robert Redford, dar care avea o inimă de mare de Crăciun și a vrut să facă ceva, s-a dus la Walmart și a spus, plătesc eu pentru toate astea, chemați să vină să-și ia lucrurile acasă. Wow! Dumnezeu nu este un prevoltat pe nedreptatea din acest univers. Nu? A venit să facă ceva. L-a trimis pe Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiul. Nu-i așa? Să ne ajute, să ne scoată de acolo. El este Dumnezeul puternic. Doamne, câte lucruri s-ar putea rezolva în această lume dacă ar fi mai mulți oameni din aceștia ca acest om generos de Crăciun, nu? Milioanele adunate. Hai să fim serioși. Cum le-au adunat, domnule, artiștii ăștia de la Hollywood, multele milioane și miliardele lor? E drept asta? Nu e drept, nu e cinstit. Joci un personaj care uneori nici nu-ți place și te umple ăștia de milioane, nu-i așa? Știi ceva? Dacă ești supărat pe nedreptatea din lumea asta, fă ceva, domnule. Du-te cu milioanele alea și ajută copiii aia cărora le plângi de milă că nu-i ajută alții. Dumnezeu nu este un asemenea fariseu, militant, nu? Ci L-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră. A venit El însuși. A îmbrăcat trupul nostru, carne din carnea noastră, os din oasele noastre, asemenea nouă, să ne poată ajuta. Avem nevoie de acest Părinte al veșniciilor, pe măsură ce ne apropiem de eternitate, pe măsură ce ne apropiem de veșnicie. Pe măsură ce trec anii, suntem tot mai sătui de lumea asta și tot mai dornici după cealaltă. Pe măsură ce ne apropiem de eternitate, suntem tot mai plictisiți de această lume, dar tot mai spăimântați de trecerea aceea care va veni. A fost chemat în ziua morții de o femeie foarte specială din biserica din Chicago. Stăteam la amvonul bisericii și am avut așa un îndemn ca niciodată să plec imediat la sora asta care era bolnavă, să mă duc acasă la ea. Și mi se părea absurd. Cum să pleci, domnule, la amvon, trebuie să predici, ai să te audă frații, nu-i așa? Ce fel de pastor ești, domnule, lasă locul la amvon gol și pleacă. Dar a fost așa de intensă
impulsul acesta, am știut că vine de la Domnul, am lăsat pe cineva în locul meu, am urcat o mașină și m-am dus la sora asta bătrână. Zicea, frate, te-am așteptat, pentru că, zice, știu că plec din lumea asta și uitându-mă așa în viața mea, zice, știu că n-a fost totul perfect. Am avut o viață grea, n-am dus-o greu. Nu toate lucrurile sunt perfecte în viața mea. Și știu că mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Petrică, dragă, ce o să-i spun? Niciodată cineva nu mi-a pus asemenea întrebare. Și am zis, spune că Domnul Iisus Hristos a murit la cruce pentru păcatele dumneatale. Spune asta. S-a înseninat și a plecat bucuroasă că știe ce să spună când va ajunge dincolo. Ultimele mele vizite, înainte de a pleca în America, în satul meu, trăia bunicul, l-am luat împreună cu familia, și ne-am dus în satul copilăriei noastre. Unul dintre locurile pe care le-am vizitat a fost cimitirul, unde era mormântată bunica. Am și acum o fotografie a bunicului, avea 80 și ceva de ani. Cum pocăiții din România nu puneau cruci și alte monumente la capătul morților, puneau câte un pom. În satul nostru ăsta era obicei, puneau un pom. La capătul mormântului, la bunica, era un prun mare, cu prune din alea mari, ringlote. Și bunicul mânca prune. Era îndoit așa în două de bătrânețe, era resemnat de viața asta, era sătul de ea și aștepta să pleacă dincolo, să plece dincolo. Și imaginea aceea n-am să uit niciodată. Pentru zilele acelea avem nevoie de Părintele Veșnicilor, de nădejdea în Părintele Veșnicilor. Avem nevoie de Domnul Păcii. Astăzi când avem nevoie de pace cu cei din familia noastră, cu cei din bisericile noastre, când avem nevoie de pace cu Dumnezeu, Hristos este Prințul Păcii, Emanuel, a venit să fie cu noi. Aceasta este profeția Vechiului Testament despre venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. Numele Lui Dumnezeu să fie binecuvântat pentru toate. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să încheiem cu o rugăciune și aș vrea să vă îndemn la rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru sărbătoarea care urmează să o avem, să fie cu pace, cu dragoste, cu înțelegere, cu armonie, cu belșug pentru casele noastre, pentru familiile noastre, pentru biserica noastră, să fie Domnul Păcii la el acasă. Emanuel, Dumnezeu cu noi, în sărbătoarea aceasta, care este în definitiv sărbătoarea Lui, să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară cu...